Salut lume, eu sunt Evi, sunt aici alături din nou pentru a treia oară, din păcate trebuia să fie de mai multe ori acum pe 1, 2 octombrie, cât suntem azi chiar? 2. Pe 2 octombrie și v-am promis după recenzia la Carrie, o să găsiți din când descrie by 2 la recenzia la Carrie, la canalul Spidey, la clipul lui Spidey despre cum a analizat o singură propoziție, prima propoziție din trei cărți de la Stephen King. Da. Mai mult la Dark Tower, dar și la It și la Misery. Adică un adevărat Brandon Sand... Nu, că voi nu l-aveți la editură încă, de mira. Dar e ok. Deci, pe scurt, Carrie, vorbim cu spoilere. Vă zic de pe acum, dacă n-ați citit Carrie, nu vă uitați la clipul ăsta, decât dacă vreți să vă luați spoilere și n-aveți o problemă cu asta, cum sunt eu de față și cum nu este el de față. Yeah. Și legat de... ideea asta că la fiecare clip de genul acesta o să dăm o carte unuia dintre voi și de bun început gândeam formatul ăsta, pentru că probabil se uită cineva, de exemplu în cazul de față, se uită cineva care a citit deja Carrie și nu sunt rare cazuri, cel puțin la ediție noi, să-mi zici că ai citit Carrie ediția, o ediție veche, recent, știi ce zic? Yeah. Adică șanții mai mici. Și puteți să faceți cadou. Și ideea e că, ca să nu deranjăm pe domnii de la Limira care se ocupați cu Echo Audiobooks, unde eu chiar o să ascult Dune. Deci eu chiar o să ascult Dune, pentru că nu am Dune și nu am bani de Dune. Asta ar fi o chestie și o să, după ce mai facem, deci avem o dată o copie de Salem, una de Carrie, o să urmeze una de Misery și următoarea, nu știu, depinde de ce citesc eu. Poate mobilul. Vreau să am acele encounter cu face, Spidey. O face singur. Fac un mirroring din ăla, știi? Dar tu ai citit deja mobilul. Păi știu, dar cu spoilere n-am vorbit. Da, dar nu te să mai citești, că putem să facem pe oricând. Nu mai știu toate detaliile și vreau să am argumente de alea să te pun la pământ. Dar dacă tu îmi participi, fac din alea, gen în edit, să pară că îmi fac un mini dialog cu mine. Ok, am înțeles. Dar haideți să vorbim despre Carrie. În primul rând, ce sentimente am avut eu despre cartea asta, am zis în clipul recenzie, fără absolut niciun spoiler. Dar eu chiar am resimțit-o, o zic de la bun început, ca și chiar este prima carte a lui King, cam asta este ideea. Tu? Consider că la cum e scrisă. Bă... pare a fi printre primele manuscrise scrise vreodată, adică de da, King? Da, categorie. De ce? Nu se vede neapărat în stil, ci mai mult în faptul că e scurtă, ceea ce pentru Stephen King e un lucru foarte atipic. În același timp a scos la 73 de ani later. Yeah, dar de foarte puține ori scoate... Da, că stai să mă gândesc că nu sunt așa multe. Adică cred că mie. Jocul lui Geralt ce mai e pe aici și deja Misery are aproape 400. Da, și rest mai 400. Sunt alea de la... sunt și alea de la Hard Case Crime, adică Later, mai e Colorado Kid și ăsta, da. Joyland. Și nu, n-am citit anotimpuri diferite, dar cumva aș putea astea cu short stories să le clasific tot aici. Sau sunt legate între ele. Nu cred că sunt legate în între different ele. Different Seasons... sunt legate doar prin faptul că fiecare are loc într-un anumit timp diferit. Gen, asta e tot show, de aia se numește diferența. Și la If It Bleeds? La If It Bleeds nu, ăla e doar titlul novelei care o are în prim plan pe Holly, care e personaj din Bill Hodges și Outsider. Da, stai că mi-ai zis tu. Yeah. Păi și o curiozitate legată de Carrie, pentru că mie mi se părea... gen, când am citit-o prima oară, mi se pare că am zis și în recenzie, că mi se pare că este genul de carte care dacă Stephen King ar scrie-o acum, ar scrie-o mai bine, pentru că sunt pasaje pe care pe mine m-au pierdut și mi s-au părut niște tehnici folosite care nu... mi se părea că îi stăpun pe ele, aia cu articolele. Zici de alea scris în proză epistolară, nu? Da, în proză epistolară. Adică articole de ziar. Da, partea mi se pare King că... a zis în on-writing că... manuscris original nu le avea, doar că era povestea prea scurtă și nu putea fi... nu putea fi publicat? Da, putea fi catalogată ca novelă și nu ca roman. Da. Și atunci a luat unele părți din carte, că știi și aici ai într-un fel părțile astea din ziare vin într-un anumit time skip din poveste, știi? Mhm. Și el a zis că, în writing, din câte mi-am amintesc, a zis că a luat secvențele respective care erau scrise normal și
le-a scris, a vrut să aducă în perspectiva prin, da, prin făcând, redactorii au da, făcându-le în proză epistolară, prin interviuri, articole de ziare și așa mai departe. A zis că contribuie și la world building, că vezi cumva și, da. Da, că vezi ce reacția oamenii în orașul ăla foarte mic. Dar în același dar motivul principal da. A fost ca să facă cartea da. Mai lungă. Da. Și se simte asta, iar se simte. Da, în același timp ai nevoie de world building în Kerry? Sincer? Nu cred. Chiar ai? Nu cred. Adică, sincer, dacă... Adică, înțeleg de ce faci, de exemplu, interludirea la Salem Slot ca să construiești orașul, acolo știi? Are sens. Acolo are sens world building-ul, aici... A, nu, mă gândesc că dacă ăsta era motivul, ok, am mers pe premisa asta, dar cred că în același timp a luat în calcul și să mai adauge încă un conflict cu cei din liceu, știi? Încă un side story care a afectat-o pe Kerry. Extra, ca să ajungă la nivel de roman. Se poate. Adică, cred că ar fi fost mai interesant. Nu știu, pe mine m-a spus foarte tare din ritm. Nici nu are un ritm foarte atractiv, să fiu sincer, Kerry. Bă, da, adică e destul de slow. Da, în același timp trebuie să-i dăm cezarului ce al cezarului. Adică, l-a pus pe Stephen King pe hartă cartea asta. Bă, da. Care, by the way, cel mai frumos hardcover, Nemira. Cover. Fără hard. Yeah. Deși ar fi frumos să faci și hard cover-uri. Pă bune, cum ar fi să facă Nemira hard cover-uri? Ar fi asta. Îmi place mai mult decât ăla de la Misery. Ăla mi se pare Misery. Cel mai bun. Cel mai bun dintre toate? Da, dintre toate. Vrei să facem un clip care să dăm rating-uri cover-uri de la Nemira? Da, ar fi mișto. Mie cel mai bun ăla de la Misery, mi se pare. JFK îmi place mult. E mișto. Salem's Lot îmi place foarte mult. Da, și ăla e asta. Dăste nu vine următoarea. Îmi place mult și la nu, Later. Cred că la care... Later e Jessica Jones pe copertă. Da. Păi și e. Nu contează. Bă, da, e perfect. Ne place Jessica Jones. S-a inspirat foarte bine. Cum ziceai că îl cheamă? Vasile Adnan. Vasile Adnan, cred că îl cheamă pe domnul care face ilustrațiile. Fii mișto să facem un podcast la un moment dat. Eu aș face pe canal cu el. Da, și eu aș veni. Ai venit, nu? Yeah, of course. Dar să revenim la Kerry. Puncte minus pentru tine. Tu nu ai făcut recenzie. Care erau punctele forte la ea pentru tine? Bă, pentru mine personajul principal și chiar și pentru prima carte cât de bine a reușit King să scrie un personaj. Are momentul ăla cu menstruația. Da, adică e totuși un personaj feminin, o adolescentă. Adică e fix opusul lui. King, na, având cred că el 25 de ani când a scris. Și nu știu în ce an, în cartea asta? În ce an? În 73. Nu știu cât de ok era să faci un personaj principal feminin de genul ăsta care omoară. Yeah. Dacă era neapărat ok. Mergea în perioada aia. Mă, nu știu, din câte am înțeles nu s-a plâns nimeni foarte public sau dacă s-a plâns, na, a fost înghițit de istorie, știi? Da, cel mai probabil. Da, nici ce mi-a plăcut de la bun început e cum, mi se pare, nu mai țin minte exact cum era, iar eu sunt niște paragrafe în care vezi puterile lui Kerry. Yeah. La început, prima fază mi-a plăcut. Mi-a plăcut mult și relația asta toxică cu maica sa. Da, mi s-a părut un element foarte strong pentru ce face ea în ultimul act. Și eu pot să zic că conflictele mi s-au părut cele mai bine realizate în carte. E mai mult o dramă dacă stai să o iei așa. Bă, adică da. Sunt super multe conflicte. Și cu, ai, bineînțeles, cel mai important, cred că, dintre Kerry și maica sa, după aia dintre Kerry și Kerry, e conflictul interior. Și apoi Kerry și colegii. Aia, Chris aia, tipa aia. Era un el cu ea, da, cu prank-ul ăla. Yeah, și după aia ai și relația e destul de drăguță cu cealaltă tipa aia populară, care era de fapt nice girl și o rugat-o pe... De fapt l-a rugat pe prietenul ei să se ducă cu ea la bar. Da, aia chiar mi s-a părut Da, și apoi au venit aia ca niște bolangii și au trântit sânge de porc sau da, ce? Da, sânge de porc din găleată. Da. Dar mi se pare, masacru. Nu mai știu sigur dacă a murit și tipul care a fost la bal. Da, cred că da, a murit, mi se pare că toți de acolo, singura care a supraviețuit fiind tipa pentru că stătuse acasă. Da.
În film au schimbat de tot finalul, asta știu sigur. Și eu nu am văzut filmul, dar am auzit că l-au schimbat. E schimbat de tot. Dar finalul din asta mi s-a părut foarte, foarte, foarte strong. Mi-a plăcut mult. Da, mi s-a părut, nu știu, de-aia mai ales că e într-un fel și open, știi? Adică povestea lui Carrie se încheie și are o finalitate așa foarte mișto, dar apoi se închide și cu scrisoarea aia sau ce naiba era, da, era scrisoare. De la o, nu știu, familie complet diferită, cred că din alt oraș, și îți dau așa un hint cum că copilul lor ar putea avea puteri telekinetice și el. Ah, da. Precum Carrie. Asta e tare. Și asta e chiar tare. Bă, deci și overall, gen, ce mișto la asta, că deși este, acum vă care sub 200 de pagini, varianta asta de anime, are 206 pagini. Bă, totuși se întâmplă destul de multe evenimente. Da, pacing-ul e bun, în afară de... De partea aia. Și e și scrisă bine, adică proza e solidă. Proza nu e... găsesc... Ce mi se n-am pare găsit mie... niciun fel de greșeli. Cel mai savuros mie la Stephen King mereu când sunt dialoguri. Eu când dau pagina și văd pagina doar de dialoguri, eu sunt cel mai fericit la Stephen King. Îmi plac cel mai mult, mi se pare cel mai true. Și foarte, foarte rough așa, gen, nu sunt rupte de realitate, sunt fix realitate. Și sunt niște scene, gen, când dintr-o dată în actul 3 o ia asta razna și... Vezi cum descrie King cum a murit toți aia de la bal, după se duce după ea, vei, și apoi și pe maica sa. Și aia a fost așa. Da, aia a fost așa. A fost de mișto. Și că așa mi se pare că e așa un build-up, adică până în actul 3 tot ce face cartea pe lângă să meargă povestea înainte, să stric să te pregătească pentru da, actul adică 3. E setup. Adică gen dacă vă simțiți pierduți după 50 de pagini, 100, citiți-o, că deja oricum ați citit cam jumate. și merită. Dar, nu știu, o recomand ca pentru un proaspăt cititor. Carrie, să fie prima. Pentru cineva care n-a mai citit nimic. De la Stephen King. Nu știu. Depinde. Adică, aș zice că, bă, ok, da, dar în același timp, să ia în calcul că nu e cea mai grozavă de la el, adică chiar se vede că e prima. Da, cu mențiunea asta. Da, nu știu care, nu, mă gândeam care e parcursul mai bun, să începi, gen, cu, dacă vrei să intri într-un scriitor, să vrei începi... În ordine cronologică? Da, sau... e mai bine că așa, mă gândesc că cuiva care vine după, nu știu, It... Să citească Carrie, mi se pare, nu cred că i-ar displace și mai tare decât, cred că ar aprecia-o mai mult dacă ar citi o prima Carrie, după ce era Salem's Lot, și să vezi așa, și e o evoluție, până într-un punct, apoi e chestie de degustivus, care ți-a plăcut mai mult, da, mai puțin funcție de premisă, de na, take și whatever, chestie de genul acesta. Da, adică eu am simțit-o slabă știu, pentru mine. Mie, spre deci, exemplu, okay, mi-a plăcut mai mult decât Billy Summers. Nu spune asta, nu vreau să aud asta. După părerea mea e mai bună ca Billy Summers. Sau ca, bine, nu povenim cartea care nu trebuie numită. Mobilul e mai bună decât crede lumea. Și decât Mobilul și decât Christine mi s-a părut mult mai bună. Mă mai speria că eu trebuie să citesc Christine. Hai, faza. Îmi pare rău. Da, eu citesc Institutul acum, fraților. Și eu Dune. E tot de la Nemira, Frank Herbert. E. Spidey oricum a ajuns la nivelul ăla care mai trebuie să citească Stephen King, a citit destul. No, bă, nu, cum adică? Păi nu, gen, tu momentan nu ai cărți de la Stephen King în casă pe care nu le-ai citit. A, în casă, da, da, eu vreau să le citesc pe toate. Ești aproape. Da, oricum. Tu când ai citit Carrie? Gen, a fost printre primele sau ultime? Că tu n-ai făcut recenzii, nu știu. 2019, cred. Pot să zic fix data, exact. Nu, în martie 2019, cred. Deci tu mai citisei de la King. Citisei It. Da. Înainte. Sau nu, cred că a fost 2000... Nu, a fost martie 2020. Știu că fost... citești de vreo 3 ani. A fost martie 2020. Țin minte că simțeam un burnout. Și m-am oprit din citit prima carte, Wheel of Time, și am băgat Carrie între. Și după aia am continuat. Ah, uite, deci merg. Da, merge ca asta. Așa ca un palate cleanser. Merge. Dar asta de sentimentul că știi că o termini repede și consumi. Da, da, că e ușoară. Că nu trebuie să stai mult da, într-o adică lume. Am citit-o în, cred că, 3 zile, 2 zile. Păi cam așa,
Da. Nici nu ai ce să... Nu, se citește repede. Da, da, cred că dacă e să vă zic așa care... Până unde trebuie să-i dați timp... Cred că undeva... Pentru mine până... Când, până eu... Gen, de când a venit ideea asta de care ai zis tu acum cu tipa asta populară care i-a propusă lui, de acolo devine interesantă. Pe mine, pentru că pe la pagina 50 cred că m-a prins cu adevărat. Deva pe acolo. Da? În primele 25 mi s-au părut destul de rough și m-am chinuit cu el. Adică am început-o cred că de vreo 4 ori și am ajuns doar până pe la pagina 20-25 și ziceam că bă, nu știu, nu, adică nu-mi vine, nu mă prinde, știi? Mm. N-am hook-ul ăla și nu simt nevoia să o continui. Dar după aia am zis că mă împing un pic și odată ce am trecut de pagina 25 de toată introducerea aia, pe mine chiar m-a prins. Și pentru Spidey, pentru final, adăugăm o rubrică nouă de care Spidey nici nu știa. No, okay. Vom analiza fiecare primă propoziție din toate cărțile lui King sau o să facem și la Dion, după ce ascult și eu audiobook-ul doar de pe Echo Audiobooks. Nu mi-am făcut cont, nu știu dacă am credite. Primesc credite? Cred că 3. Pot să-mi iau o carte de 3 credite? Da. Mi se pare că așa mă înțeles, că majoritatea sunt la 1, 2, 3 și alea mari 4, 5. Nu știu. Hai să analizăm prima propoziție. Hai. Din punctul de vedere al lui Brandon Sanderson, după acea matrice, schemă. Ok. Uitați-vă la clipul Spidey din descriere. Articol din săptămâna Enterprise, 19 august 1966. Da, asta e prima, nu e asta. Bă, da. Gen, tu cum o... Gen, aici eu aș lua o iau pe asta, da. Că asta e epograful. Dă-i. Când s-a întâmplat, niciuna n-a fost prinsă pe piciorul greșit, cel puțin nu la nivel subconștient, unde se ascunde animalul din fiecare. E pretty good. Te rog, analizează-o, pentru că eu nu mai țin minte schema, deci era... Păi ce, stai, ce-ți spune prima? Când s-a întâmplat, îți spune că s-a întâmplat ceva nașpa. Practic îți zice, te pregătește pentru actul 3, propoziția asta. Probabil te duce în gândul că la final e vorba de chestia asta. E. Ce puțin la nivel unde se ascunde în fiecare. Și asta cu animalul poate fi un hint la... Da, la evoluția lui Carrie. Da, că la un moment dat, e ca un cocon Carrie la început, dacă este așa. Și la un moment dat devine fluture, dar că nu un fluture de la bun. E că ți introduce basically conflictul interior și unde ajunge. Din prima propoziție. Bravo, Spidey. Bravo. Aș vrea. Și îți hintuiește la un eveniment destul de important. Adică începe cu o metodă destul de clasică, cu uite un hint de unde o să ajungem și acum mergem la început și vezi cum ajungem acolo. Uncharted 2 style. Da. Nu știu cum încerc. Jucăm Last of Us 2, să ne batem cu Red King la 12 noaptea, 1 noapte. Din păcate. Nu e mă că să ne batem, mai zic că e fun. Da, eu vreau să joc cu el în continuu. Joc eu cu Abby. Vreau să joc cu el, da. Eu o iubesc pe el. Păi asta a fost chiar. Na, clip scurt pentru o carte la fel de scurtă. Păreri în comentarii, puteți să vă dați drumul la gură în comentarii cu spoilere, puteți să vorbiți ce vreți voi, dacă v-a plăcut Carrie, dacă nu v-a plăcut Carrie, ce nu v-a plăcut la Carrie, ce v-a plăcut la Carrie, vă mai place de Spidey, că și-a schimbat numele, din Ghost to the Movies în doar Spidey, eu în continuare, te caut doar cu Spidey Ghost to the Movies. Ce mă găsești, nu? Cu Spidey Ghost to the Movies, da. Cu Spidey nu te găsesc, Spidey îl găsesc pe celălalt Spidey. Bine, dacă dai scroll, cred că mă vei și pe mine. Da, nu știu. Sugestii de alt nume pentru canalul Spidey. Îl schimb în fiecare săptămână. Pune nemira.ro. Nu. Da, și o să aveți link și către Carrie dacă o găsesc pe site. O să las un link în descriere să vă luați. E și la un preț, na, destul de mic bănuiesc. Nu știu care e prețul. Cred că e 30 de lei, 35. Nu cred că e 35. Bine, acum o să fie... Uită-te acum. Ideea e că, din câte știu eu, pe Nemira o să fie și de Halloween, o să fie ceva săptămână sau săptămâni horror. Cu reduceri. Cu săptămâni horror pentru cărțile lui King și o să fie reduceri și boxeturi și chestii de genul. Adică domnul aici și-a luat boxet cu Shining, Salem's Lot și Carrie. Și cu un boxet
foarte drăguț, cărți mișto, clasice de la King, dar cu o carcasă foarte mișto. La 100 de lei, 110 cred că era. 110, 3 cărți, ai primit și poster, nu? Yeah. Combinație. Ce au un poster acum foarte fain ăștia. Da, Nemira, dacă vedeți, vrem și noi două postere cu astea noi cu Stephen King. Arată genial. E 34 și eu aș vrea format, să citesc Billy Summers. E 34 în format fizic și 26 în format e-book. E ok. Plus că dacă prinzi o reducere, plus vedeți că e un cod. Poate îl pun 20 OCT sau OCT 20 pentru toată 20. Luna octombrie? Da. Mișto. Poate asta e și de fapt reducerea, nu știu. Nu știu dacă se aplică și la cărțile care au deja reduceri, dar cred că se aplică, da, și la aplică, se aplică și la. Da. Așa că cam asta a fost de vorbă cu Stephen King, Carrie. Dați comentarii, dați share pe story, pentru că poate sunt printre criteriile prin care noi vom alege cine va primi o copie de Carrie. Nu? Da, așa e mi se foarte pare posibil. Păi nu, și, chiar așa și să-mi donați pe live, că luăm în calcul și aia. Link către live-ul lui Twitch, cont lui Twitch. Da. Către live-ul lui Twitch. Link către contul de Twitch. Fiecare vineri de la 10. Până pe la 12 noapte. 12-1. Da. Poate o să facă de două ori pe săptămână dacă donați. Da. Da? Da. Nemira, mă uit la tine. Da, bun. Sper, hai că, să... Sper că tai asta. Ce? Sper că tai asta. Nu tai nimic. Am înțeles. Bun. Ceau. Hai că ne auzim. Bye, bye.